ședința ordinară a Consiliului se tesc data de 28.06.2013, începutul la orele 9. La ordinea zilei stau 6 întrebări. Le aveți toți în față. Cine are completări, adăugări, cine vreți să mai adauge o întrebare oarecare care joacă un rol foarte important pentru societatea noastră? Din privind ca bază? Da. Cine are întrebări? Votăm ca bază. Votăm ca bază. Votăm ca bază. Cine e pentru? Cine vreți să completeze ordinea de zi pe care v-am întrebat? Domnul Ionaș. Deci, în totul și asociatul de sesiune, după să fie posibil, prezint o informație directorul de școlă 22, cu școlul de lucru și obiectiv, vizând susținerea patului în anul de liceu. Și a doua întrebare, la lucrări, deci, nu știți că Consiliul nostru Comunul la care vizitam, dar operații Gravășe, cu rostul locării. Care este asmatul la loc? Suprând la loc, da. La loc, da. Bun, cineva mai este? Ținând cont, stimați colegi, ținând cont că acum se încheie al doilea ministru, eu nu văd în ordine zi, dar ar trebui să fie lucrurile, pentru că conform planului de activitate, trebuie să fie inclus prima întrebare din ordine zi, cu privire la executare de ce în Consiliul trecut, Consiliului Sărbăția, pe perioada trecută, de ce de azi, spunem așa. Că noi, în planul de activitate, este și punctul acesta, dar ținând cont că se termină quartalul 2, nu este inclus. Eu propun să fie inclus. Pe cu privire la executare, da. De ce e posibil? De ce? Așa. Domnul Provoache. Stimați consilieri, domnul președinte, din când nu mai văd de ce am dispozit de camică și doar am așa dispoziții de lucruri care sunt. Dar am câteva propuneri. Cu privire la punctul 2, cu privire la starea excepțională, o notă informativă și ține de
proiectul nostru casa de ambalare cu bugetul de 20 de milioane de lei, mai scurt a fost Consiliul Național și grupul nostru de lucru nu a reușit să înainteze pachetul de documente și a arătat șansa de a primi o finanțarea acum. Fiindcă unul din proiecte de Republică care au șanse foarte mari ca să fie implementate în viață. De aceea, eu vreau să pun întrebarea asta tot la discuții, ca din cadrul primăriei să fie întărit o persoană, e deja este întărită persoana, dar mă rog, cu... Nu întărit nimeni. Nu întărit nimeni. Să fie întărit persoana... S-a propus. S-a propus, da? Să fie întărit persoana și să alocăm un salariu normal ca să poată funcționa pentru următorul Consiliu Național, care a să fie în septembrie, să fie gata toate actele. Da, vă, domnul Bălă. La Pitru Plană, al care am urțit unui bani din amătii de eu am fost marcul ocular la două secunde și era... Zebra n-a putut. Zebra, zebra, chiar. Stimați colegi, asta întrebare nu-i de competență cu Consiliul Local. Asta ne expunem. Ele se poate de toată apă informată. De dublat acolo, de făcut zebrele astea, semne mai multe, mai atrăgătoare, dar polițistul de sector are dreptul să facă regulă în zonele astea. Stăie dimineața, sara prin astea. Pur și simplu, să tragă atenție la întrebările astea și vedeți cum s-a să reguleze întrebările. Dar chestiile astea care cu dâmpurile astea pe drum, ele nu sunt prea bune. Iarna încurcă la o mărtă, opresc apele și așa mai departe. Nu e prea bună idee cu dâmpurile astea instalate. Adică și istoria ce-i polițar, da? Semne. Noi ne întindem prea mult vorbe de zădești. Haideți să punem întrebarea, să dăm primarul și este reprezentantul de la drumuri. Iar o veni să facem un lat de informare, dar acolo au fost pus semne, s-au smuls, s-au furat. Drumul este de la bilanțul drumului al Oveni. Și-a fost asta întrebare, și-a fost, că ai propus. Cine-i pentru ordinea... Eu am propune. La ordinea de zi. Șef cu mâna ridicată. Domnul șor secretar, domniți semnați și trebuie să puneți la vot toate întrebările. Eu le spun în ordinea de zi, prima întrebare și să o punem la vot. Domnul cameraman, să fie filmate ședințele de la început și până la sfârșit. Și să vedem ședințele astea plasate pe site-ul primăriei, ori să le dați discuri la fiecare consilier. Dar să fie, dacă nu aveți sursă, nu aveți aparataj, spuneți care e situația, știu că s-o vă dat dată 30 de minute de ei. Și trebuie să fie transparență, așa că să vedem toți cum s-au trecut ședințele Consiliului Local Păstești. Mai departe, când eram, abia eram. Mai departe, având în vedere că sunt prea multe întrebări în oamenii de țări, eu propun ca întrebarea cu numărul 5, privire la modificarea deciziei 0903 din 7 decembrie 2012, având în vedere că nu trecut prin comisia de drept, să fie excluză din ordinea de zi. Pentru că trebuia cererea să fie trecut prin comisia de drept, pe urmă merge la ședința Consiliului. Încă o propunere, domnule viceprimar, dumneavoastră sunteți agricultori, eu nu m-am dedicat să ridicați întrebarea asta la ședință. Eu cer ca în ordine de zi să fie inclus întrebarea starea drumurilor de pe teritoriul satului Costești de pe Dealuri, să începe secerișul și drumurile sunt într-o întostrare catastrofală. Și ați trebuia să îngrede drumurile centrale, măcar de făcut o reacă de ordine. Atât. Nu-i posibilitate. Posibilitatea este că văd că posibilități sunt
O mare pentru românii stăpânii de Miguel și am să-i facem cerșirea fără întrebarea pusă la urmă. Dar nu e o mare făcută, bă, că s-o făcută. Dar nu trebuie întrebarea la urmă și la urmă. Sunt și eu, Andreea. Hai de dat, ne ascultăm. Eu vreau și am o rugăminte ca încă o dată să revenim la deciziile anterioare a Consiliului. Avem un an de zile de când batem la Pampiu, cu drumul spre de la Matieci. Și avem hotărâri în privința aceasta, dar nu facem niciun pas. Și eu am propus la ședința trecută ca să facem o porțiune, măcar 40-50% din ceea ce avem noi alocat, ar primi jumătate de drum. Și la urmă, la urmă, mai târziu, dacă o să mai găsim resurs, o să facem. Fiindcă ne uităm în deciziile noastre, ia, la alocări. Niciodată nu sunt bani, dar auzi că sunt 40, 60, 90, ni pentru ori și drumul, mă rog, pentru stradă mă fie. Vă rog frumos să mă rog. Spune-mi discuții și întrebare ce. Cum sunt întrebare? Cum a sunat? Și apoi să spune. Să revenim la deciziile anterioare a Consiliului referitor la executoarea deciziilor pe drumul stradă mă fie. Eu am propus. Da. Păi da, da. Țării fibre optice pe teritoriul localității Pustești. În asta avem nevoie sau să procurăm, sau să luăm în arendă, sau să ne alocați pe terenul câte 2 metri pătrați fiecare pentru apăsarea echipamentului de telecomunicație. Vă rog frumos, dacă este ascultați, fie inclus. Întrebarea, domnul Ancescu, e inclus în ceea ce se vorba la Comisia Agrare? Și eu am să discutăm. Mulțumesc, nu vă părat. Dacă se votează, să fie un pas de lucru. Da, dar el nu își face un pas. Ați selectat memorandumul. Spuneți la vot, propuneți. Deci și-o propus, numai nu formulat-o corect, domnul Păvălache nu formulat-o. Deci de a introduce în ordine zi cu privire la formarea bunurilor imobile. El a spus-o lea, că nu chiar a dus eu la Miguel. Eu am spus, domnul primar, foarte bine să zic. Eu nu-ți dau explicații din metale, dar... Acolo iese și cum... Dar acolo iese și dacă să... Dar nu vorbesc, eu îi dau explicații omului. Mai multe întrebați. Cam rău dacă e la coadă vașă, nu putem ajunge la... Eu încă o dată și am spus să vă spun, eu știu și am vorbit, eu am formulat întrebarea în felul următor. Să fie pus în discuție procesul verbal al comisiei, al ședinței Comisiei Agrare. Ce v-am comprimat? Și acolo ești și cum ești și acolo ești. Dar acolo sunt formulare, acolo pe moment, și dată întrebări. Dar nu poate fi pus în discuție, vorbiți să o pui în discuție, dar eu vorbesc să fie introdus în ordinea de zi cu privire la formarea bunului mobil. Și-o vorbesc destul de corect. Dar dacă la matare nu ajunge corect, asta e altă întrebare. O punem la discuție. Asta e o întrebare necesară pentru stat, pentru SAR, pentru implementarea tehnologiilor IP. E o chestie pentru SAR destul de așteptat și a să o punem la discuție numai decât. Da. Doamna Natalia. Da, domn președinte, domn primar, eu am întâlnit la doamna Miria Cremilena, dar îți poate înțelege informații despre executarea bugetului Centrului Curaj și a statii mă duc trebuie gătită, nu pot să vă dau acum. Așa, măcar ce știți. Nu vă pot da, trebuie să vă aduc cifrele, eu nu pot discuta. Înseamnă că să vă registrăm și o să vă spun. Pentru că ați vreți un întrebare pentru următoarea. Nu vă zic următoarea să vă. Da. Cine e pentru așeia? Nu mai sunt. Completări, nu mai sunt. Stați că sunt întrebări. Ce e ce ține? Tot ce ați înaintat trebuie concret pusă care merg la acte de informare și care merg ca întrebări să introduci în ordine de zică. 80% ce ați citat acum nu sunt formulate niciuna concret. Dar noi le-a scris. Comisia de drept. Ar fi bine, acum să vă exprimați la fiecare întrebare și să o formulați corect. Citiți, vă rog, pe da, citiți. Noi formulăm și vom votăm. Bine, o terminat fiecare. Domn primar, deci punem o întrebare, ultima diversă. Și o spun care întrebă la diversă. Dar domnul secretar a spus că nu e așa. Noi, da? Diversă nu mai este în ordine de zi. Deci, apărut, dacă nu mai sunt, nu mi-i spune. Dar să le citească fiecare să le formulăm.
Da, eu propun ca secretara să le citească fiecare întrebare și să le repartizăm care merge la întrebarea aceea, ca să spune asta. La mine s-o deam înzlușesc și întrebări. Da. Bun, dacă consilierii nu mai am, mai aveți cineva de noi? Deci eu aș vrea să fii în discuții întrebare. Am apărut până după ce a fost trecut ședința Comisiei de Finanțe cu privire la suma de bani cu materialele care se întind de 4-5 ani de zile, materialele de la sala sportivă a gimnaziului Costești. Da. Deci acolo se vorbește, domnul Sergiu, ne dai singur informații sau ca să fie introdusă ordinea zi cu privire la majorarea investițiilor capitale cu sumele de 7.260, 460 de lei, 16.400. Restul v-ați clarificat contabil acum să le dați pe articole, da? Trebuie să fie trecut prin Consiliu. Deci eu dau explicații de ce a apărut întrebare. Acolo s-au procurat niște materiale, vorbim piatră. Câte cuburi de piatră? 150 de cuburi de piatră. 150 de cuburi de piatră au fost luate prin intermediul primăriei. Câți ani? 7 ani în urmă? 5? Câți? Da. 6. Apoi ați vă lămurim. Deci, de piatră și este o diferență de prețuri la suma de bani. Deci eu, ori hotărâți și le trece să majorați prețul la astea, ori ajungem la alte soluții. Ca să mergem mai departe, să putem face lucrări la sala asta, trebuie să fie trecut sumele astea prin lângă 100.000. Să fie trecut prin Consiliu. Referitor la sediul clădirii fostului spital. De a face o expertiză, ca să primim o hotărâre și facem mai departe. Trebuie să fiu invitat, domnul primar, la dumneavoastră, ca să dăm o expertiză. Nu ne-ați promis la... Trebuie să fiu invitat la dumneavoastră și să ne ducem să angajăm oamenii și ei. Noi la Comisia de Spital singur ați spus că găsiți experți din vină. Dar eu solicit. Nu, haideți să ne ascultăm. Deci eu solicit azi la divers să fie în discuție pusă, să discutăm de aici cum procedem. Invităm experți să vedem ce facem clădirea, pentru că acolo au apărut întrebări. Că un tratul prăvălit pereții, prăval soba, pur cărămidă și așa mai departe. Dar asta ce s-o mai pune la diversă? Dacă ați hotărât, trebuie experți? Dar nu am eu dreptul să hotărâți. Voi trebuie să hotărâți. Aduci-mi expert ce ala trebuie plătit. Eu la nivel de raion, când eram, știu că s-o făcut expertiză și am se supune reconstrucției. Dar trebuie de găsit expertiză. Nu a fost expertiză făcută, s-a discutat în Consiliu, s-a pus în Consiliu discuția că să prăvălim clădirea și să-i dăm lotul lui doamna Elena să facă... Apa să discutăm. Cum am mai făcut și trăiești la instituție. La domnul primar trebuie să fie ceva, pentru că eu țin că a fost ceva o expertiză, a fost niște experți. Deci, mai departe, cu privire la fântânile artizene, m-a introdus în ordine de zi. La Comisia de Finanțe s-a discutat și așa au murit, pentru că nu, de atâta și sunt reprezentanții raionului astăzi aici. Am solicitat la Direcția de Finanță să ne dea reprezentant și de la vicepreședinte, să ne trimite reprezentantul că Comisia de Finanțe ceva avea dubii la formula legii bugetului de stat pentru apreciere. Deci, totodată, aici trebuie să fie în ordine de zi introdusă ca să o scoatem. Deci, ei este discutată și pusă în nota de informații de la Curtea de Conturi. Se vorbește cu privire la rezilierea contractelor, dacă azi nu hotărâți și nu se acceptă sinistrătătorul aici, care până la momentul actual o deținut fântânile în arendă, tot ei să le iei mai departe, numai din numele întreprinderii ca persoană juridică, nu ca persoană fizică. Atunci apare întrebarea să puneți în ordine de zi cu privire la rezilierea contractelor. Nu avem dreptul să activăm mai departe cu persoane fizice. Asta oricum trebuie pus în ordine de zi, pentru că o parte din băieți solicită să iei mai departe arendă, dar o parte nu. Cu privire la rezilierea trebuie să fie numai decât în ordine de zi. V-a scris, domnul Șoară? Da. Dar ce nu v-ați produs la ordine de zi aici? Eu am introdus-o la Comisia de Finanțe. Comisia de Finanțe a solicitat să se discute cu întrebarea la Inspectoratul Fiscal, urchent la raion, la momentul actual nu s-a făcut nimic. Noi am ieșit la Inspectoratul Fiscal, doamna Maria Zofată, unde a spus că noi nu avem nicio atribuție, noi nu venim să vă facem o lecție acolo cu formula legii bugetului de stat. Ieri am vorbit, domnul consilier raional era în prezența lui, când am vorbit cu domnul Racu, referitor la întrebarea asta.
El un scriitor nu are nicio atribuție, luați-vă specialist din secția de economie. Acum, mine nu mă interesează care o să fie hotărârea dumneavoastră referitor la, la formulă. Mă interesează să fie pus în ordinea de zi, eu înainte să fie pus în ordinea de zi, ca să fie rezilierea contractelor cei ce cere, cere curtea de conturi. Mai departe, hotărâți cum o găsesc cu viața. Da. Și... perioada de vreme când ați fie rezilierea contractelor, cine să administreze acelea? Oameni, n-o să aibă apă? Dar acum, acum e. Acum, acum le spun de el. Deci, le administrează mai departe tot... Înseamnă că punem la ordine de întrebări și discutăm la tema timp și alăs. Da, deci, o mai apărut suplimentar, deci, de la firma asta lui Ivan Domenici sau lui soției, s-a discutat voi în parte, că se punem totuși întrebările la grădiniți cu darea în... în pază, la întreprindere ceea de pază a instituțiilor de grădinițele, de grădinițe și centru curat. Și, după cum am înțeles eu, să le dăm câte o unitate de măturători și le scoatem pază și să dăm la pază, să spun camere la toate instituții. Asta vă rog să o introduceți în ordine. Dar e deviz? Să vedem avantajul. Nu, este deviz. Devizul trată prin comisie, îl trată. Atunci, la Comisia de Finanțe și Buget. Deci nu se vorbește, doamna consilier, nu se vorbește acum de deviz, că nu încheiem contractul, nu facem. Acum se vorbește, noi trebuie să primim hotărâre. O dăm, atunci trebuie să reducem paznicii și facem o unitate de măturători și la rândul său să informăm și o să trebuie prin trei consilii, nu așa țin. Trei trepte. Dar comisia de drept, ce spus? Noi Andrei, spune-mă ordine zi întrebări. Doamne, așa, ce-a spus comisia de drept? Nu e o ordine zi și a solicitat, o scris de acolo. Comisia de buget și finanță, dar comisia de drept, ce spus? Așa nu am luat și nu păzești. Comisia de drept a cerut ca să fii chemați toți directorii din instituții să dă acordul. Dacă dau acordul, bine, dacă nu dau acordul. Nu e întrebat. Să discutăm la tema. Introducem. Da, de introdusul vorbeții. Bine. Și ultima întrebare și propun eu cu privire aprobarea tarifierii Centrului Curaj. Asta e tot ce îți propun eu. Mai este ceva care am scris și nu... La abrogare și la decizia asta, privind la aprobarea Comisiei. La abrogare, o să mai fie o decizie. La abrogare, o să mai fie o decizie. Și abrogare. Adică este pus în ordine de zi și eu am pus să țin abrogare. Dar eu pot să doar am pus să zic cu tine. Mai tot o să mai fie o zi. Ca să... Să le citim pe toate, să vedem și să... Fiecare la vot, hai. Sigur că le-a decidit că eu sunt sigur că majoritatea nu se mai nu reținut. Stimați colegi, dați facem regulă în chestia asta că noi ne luăm din timpul nostru. Înseamnă că a apărut o gamă mare de întrebări care trebuie puse în discuție și acum vreau cine-i pentru ordinea de zi cu întrebările care sunt adăugări. Ca bază le-ați primit. Ca bază și cu adăugări. Ca bază le-ați primit, acum adăugări. Pentru fiecare întrebare în parte. Pentru fiecare întrebare în parte. Votăm deodată. Fiecare întrebare în parte explicată și cine e pentru votăm. Fiecare la fiecare întrebare. Ați primim explicații și după asta o scoatem la vot. Cine-i pentru? Cine s-a obținut? Prima a fost întrebarea a fost a domnului Ionașcu, informația prezentată de directorii de executarea deciziilor pe jumătate de an. Asta nu suntem gata. Păi spuneți că nu sunteți gata. Spuneți că interpelare.
data viitoare. Cum așa e normal? Așa cum am văzut care întrebare. Am înțeles. Ce ține de activitate financiară, de să te pregătiți întrebare. Mergeți cu zonă de bază. Ai spus tu amănem, da? Eu așa am spus pentru zonă de bază. Mergeți cu zonă de bază. Stimați colegi, înseamnă că începem de la prima întrebare cu privire la situația în domeniul ordinii publice. Dar ați întărit oameni buni, cu ordineți-vă și... Ați întărit ordineți, ați întărit întrebările, ați spus că votați, vorbiți una și faceți urmat. Mergi la de mai departe. Dar v-ați vorbit fiecare votați în parte, v-ați votat în întrebări. Noi am votat tot împreună. Și vă aduc acum la cunoștință toate întrebările. Să ne le aduc la cunoștință pe parcurs. Discutăm toate întrebările pe rând și pe urmă mărg diverse. Secretarea dă citire. Eu am propus ca din ordine de zi să fie exclusă întrebarea numărul 5. Nu poate că ați întărit-o ea. Noi ia să ajungem la întrebarea asta, domnul Șandrosu. Noi ați votat-o ca bază. Eu am propus ca să fie exclusă din ordinea de zi, pentru că nu-i trecută prin Comisia de Drept. Dumneavoastră ați propus. Noi ați scoatem la vot. Cu excluzie. Păi dar trebuie spun să vot la vot. Voi ați votat-o și ați întărit ordinea de bază. Domnul primar, lăsați. Domnul primar. O votat cu ordinea de zi ca bază. O trecut întrebarea și urmă de-a mea după ce-o întărit-o, s-o exclud. E ca să explicați, vă rog. Știți-le toate care au fost ca bază. Ca bază. Și votați fiecare în parte. Corect. S-au adunat cât cu 27. 22. Și eu sunt sigur că majoritatea nu are ținut. Nu s-a formulat corect, doar eu ce am vorbit. Domnul Pavelaj, s-a spălat, eu nu am primat o retroșată, am spus că e formulat corect. Noi, numai ce am votat, însuși procedura. Că adică să fie dat știri la fiecare propunere și să fie votat fiecare parte. Dar, așa dar s-a spus, votăm pentru procedură. Acum urmează ca doamna secretară să dă știri la fiecare propunere și momentan e pus la vot. Dar nu, dar nu, așa se meargă. Nu avem altfel. E ședință ordinară și trebuie să mergem după regulament. Mai departe, dar. Domnul Povalache a dat propunerea să punem în discuție desecarea canalului. La vot. Eu primar eu spus corect, eu așa n-am spus, n-am... Deci, în primul rând, el a încălzit procesul verbal, deci cu privire la formarea vodului. Nu, aici, doamna secretară, aici trebuie executarea deciziei la Consiliul Precedent, și asta au fost. S-au alocat 600 de litri de motorină și 20.000 de litri de secar. Asta pentru data viitoare, mai departe, iluminarea străzilor. Stai și facem cu tensa. Pentru data viitoare. Păi punem la vot. Data viitoare, pentru și data viitoare. El a mușit, el să vadă executarea și nu a executat decizia. Pune la vot. Nu pot să pui la vot. Executarea trebuie să vă dau act de informare. Asta e una. A doilea, dacă vreți, vă dau informații, poți să te râzi și alții, să aveți dinții pe mâini. Dacă vorbești de hotărâri, trebuie să hotărești concret de la ce articol și ei sursele financiare. Și ne arătați. Mai departe. Nu o să ajungi și o să facem de secare. Voi te eu răzbim zbară de la și articol oricum. Dar voi când ați votat, îmi spune. Eu am cerut, că, am cerut cu privire la executarea deciziilor Consiliului de deciziilor trecute, asta e altă vedere, că îți finisează trimestru. Adică nu trebuie să ceară cineva. Acolo automat trebuie să fie, trebuie să fie inclus. Că în proiectul nostru pentru de planificare acolo e pus. Planul de activitate. Plan, da. Plan. În planul de activitate. Acolo e, e pus întrebarea. Pentru, cu privire la executarea decizii. Trebuie să fie inclus de amă. Nu că se ceară el, tot se ceară altul. Atâta eu. O trecut trimestrul, da. Trebuie să fie inclus. Dacă ați trecut trimestrul 3. O fi între zi automat. Nu se ceară el, tot se ceară altul. Eu asta mă rog. Ca să fie pregătit. Dar când a fost pus în planul? Planul de activitate, cum nu, în februarie, când... Uitați-vă în urmă. Uitați-vă în planul de activitate care l-am elaborat în... Te uiți în urmă și ce trai explicație. Planul de activitate 1, care l-a pregătit pentru planul de activitate perioada a doua, acolo este pus ultimul punct, dar mă greșesc, cu privire la executarea deciziilor. Anum pe data de 16 luna 4, luna 6, 14 luna 6.
Azi suntem în luna 6-a, trebuie să fie inclusă. Asta e ce? Bine lăsați un mult vieți, veniți-o la două. La concret și decizii pentru asta. Dacă cineva e gata să... Dacă nu-i pregătit, nu nu cer. Dacă nu-i pregătit, nu, dar pur ce viitor să știi. Ca să o trecut trimestru, automat trebuie să inclus, gata. Păi, dar poate primarul nu mai pregătit. Ce, nu știi și... Da, la oricare decizie, dați întrebarea la oricare decizie și hai să vedem răspuns. Dar nu trebuie să dai o întrebare, trebuie să fie cu... Dar tu trebuie să știi și vrei, nu? Nu dacă îți dai răspuns. De ce nu am elaborat planul și ala acolo scris cu ești în pădure sau de ce? Mă, în pădure, ești de cu acest, măcar nu e de cu acest. Nu mă ascult. Dar să vrei ceva să-ți dai răspuns, te spun complet, ce să-ți dai răspuns? Stimați colegi, ca să putem activa mai departe, în planul de activitate a Consiliului, care este în ordinea de zi, eu propun pentru data viitoare să introducem subiectul privire la informații despre activitatea primăriei, și domnul primar împreună cu funcționare, o să pregătească informații despre deciziile executate. Pentru că asta și e. Unele decizii. Și la concret, care decizii? Da, pe jumătatea. La concret, care decizii? Care fost plus în planul de activitate sau la care le-ați solicitat și le-ați hotărât voi? Poate de asta vorbesc. Toate care au fost, care au fost, care asumă. S-au executat perioada dată, în cheltuieli care se execută pe parcursul anului, nu pot. Dar care perioada dată. Doamna Nadar, vă rog frumos, împreună cu președintele Comisiei de Drept, formulați concret ce solicitați. O să discutăm aici până la infinit și nu o să ajungem la nimic. Eu am spus. Propun, dar să nu transferi subiect. Formulați-le concret ca să fie introdus aici pentru ordinea de zi la următoarea ședință, ca să știm ce vreți. Eu propun în planul de activitate. Planul de activitate mai este aici. Ședință să avem o informație. Este un subiect răsfinit. De ce se seamnă dată viitoare? Nu e, dacă nu-i pregătit. Nu, nu suntem pregătiți. Domnul știm. Mai departe? Întrebarea asta s-o... Și vrea domnul Vasile. Diversul pui domnul secretar și vă dau explicație. Nu o lăsăm pentru următoare ședință, dar pentru asta vă dau explicația anume cu desecarea asta. Vă aranjați, domnul Păvălache. Domnul Păvălache, vă aranjați și vă dăm informații. Respectare. Eu n-aud răspuns. Să o introducem aici și vă dăm la diverse explicații sau... Dar dispus cine răspunde pentru calamitatea că... Nimeni nu răspunde. Nimeni nu răspunde. Dumnezeu Sfântul nu mă răspunde. Domnul, stimat consilier, la noi în Consiliu s-a format așa, știți, două părți. Când noi suntem la Comisia de Finanțe, sunt propuneri de la Comisia de Finanțe ce decizii se primim. Sunt propuneri din partea primăriei care decizii se primească. Sunt deciziile care se primite din partea primarului, el se deprimesc. Deciziile care sunt primite din partea Consiliului, ele rămân neîndeplinite. Noi trebuie să apreciem care e problema mai departe cu deciziile luate. Pentru că noi asumim așa mai departe și tot timpul apară diferite întrebări. De aceea noi trebuie să ne concretizăm odată pentru totdeauna. Primind deciziile care noi suntem, care ne-am primit Consiliul, trebuie să cerem la primar ca să fie îndeplinite. Și sunt decizii care sunt de partea primarului, sigur și așa trebuie devenit, dar trebuie făcute, nu făcute, știți, așa, haotic. Trebuie să ne gândim, că, fiindcă sunt finanțe, pentru unele și pentru alte nu se găsesc. Dar să ne uităm. Comisia de finanță, vă rog, să dăm da, eu vreau să vă spun, că noi suntem... Noi, domnul primar, stați până la urmă. Eu... Dați până la urmă. Nu ne-am clarificat cu orice de zi. Păi eu vreau să vă lămuresc până la urmă, care e problema când a apărut. Și uitați-vă, oameni, 1, 2, 3, o ce pot vorbească și oameni. Băi, oameni buni, n-am întărit ordine de zi. Nu ne-am vorbește explicația asta la diversi, și le dau câți oameni aici. Pentru că noi, poate, noi, de ce zic? La sfârșit, când apare întrebarea, o vezi cu oameni. Ordine de zi, nu. De care vă luat întrebarea? Care ce va plăcut? Domnul Midoni. Eu vreau să gândim în ajutor. Dar să ajutăm pe domnul Vasile să-și formeze... E clar întrebarea asta. În ultimea, întrebarea voia să sune. Dare de seamă, referitor la desecarea canalelor. Dați-o punem la punctul. Nu mai departe. Dare de seamă pe privire la... Vă rog, fiecare consilier la fiecare...
Cine-i pentru aceea? Da. Eu am problema mea, am dat propunerea ca întrebare numărul 5, fie scurt, puneți la vot. Și atât. Să scoatem din la vot. Să scoatem din ordine de zi. Dar v-ați votat o dată numărul 5. Domnule primar, dă-mi voie, eu sunt consilier. Tu ești scris, eu am dreptul să-i spun propunerea. Băi, în cază se vă rog. Dar matar, ascultă. Strigă la femeie, dar eu n-am strigat la femeie. Dar tot ești aici consilier. La primărie. Nu striga, tu strigi la mine. Nu-i striga nici tu la mine. Tu ai eu sunt consilier și am dreptul. Tu ai să-i spui lucrurile. Tu ai să-i spui lucrurile. Tu ai să-i spui lucrurile tău. Lasă-mă să-i spun treaba din greu. Eu ți-am spus, tu n-ai la mine striga. Tu ești primar și ce ascult și spune cu zi. Tu ai să-i spui lucrurile. Atunci trebuie să-i lămurești în linie. Pune-le pe pune. Nici să nu-i lămure nimic. Eu ți-am spune la vot. Pune la vot întrebare. Solicite pauză 5. Pauză 5. Băi, pauză 5 vreau? Voi nu sunteți drept, pastor. Este drept să pauză 5.